Dragilor, continuăm la cele șapte minute în familie. Reflexiile noastre despre ceea ce înseamnă teologia secolului 7, așa cum am mai spus, teologia creștină a secolului 7, prin intermediul celui care este marele mărturisitor, care a suferit martirul Maxim, Sfântul Maxim. Și iată ce spune el referitor la Dumnezeu. În adâncimile pe care le exploră cu ceea ce înseamnă lucrarea lui și trecerea lui de la mintea lui Dumnezeu la mintea omenească. Spune așa despre Dumnezeu, în primul rând. Dumnezeu nu este ființă, în sensul de ființă pur și simplu, sau de ființă determinată în oarecare fel, ca să fie principiu, începutul, izvorul, nici putere în sens de putere, pur și simplu, sau de putere în oarecare fel determinată, ca să fie mijloc, nici lucrare în sensul de lucrare, pur și simplu, sau de lucrare în, oareca, în oarece fel determinată, ca să fie și sfârșit al mișcării ființiale, gândită ca existând mai înainte, ca virtualitate foarte lungă frază și foarte dificilă, în care gândirea apofatică se, se, revelă în toată splendoarea ei. Ci Dumnezeu, care nu este ființă în sensul de ființă, este entitate de viață făcătoare și supraființă. Și temeliile de putere făcătoare și mai presus de toată puterea și amplitudine lucrătoare și fără de sfârșit, Scurt vorbind, e entitate făcătoare a toată viața. Ființa ființelor este Dumnezeu. Începutul, mijlocul și sfârșitul, sunt însușurile celor pe care le împartă timpul. Ba, ar putea zice cineva fără să greșească că sunt ale celor potrivite la un loc în viac. Căci timpul, având mișcare măsurată, se circumscrie prin număr, iar veacul, fiind cugetat în existența lui împreună cu categoria lui când, adică cu timpul, implică intervalul, întrucât își are un început al existenței. Iar dacă timpul și viacul nu sunt făcute de început, cu atât mai mult cele cuprinse în ele. Dumnezeu este cu adevărat și pururea unu și singur după fire, cuprinzând în sine în tot chipul toată existența propriu-zisă, ca unul ce propriu-zis e mai presus chiar decât și decât existența. Iar dacă e așa, cel ce are existența propriu-zisă nu are nici când și nici unde nimic din al celor ce se a spun că există. Prin urmare, Nimic din ceea ce este după ființă deosebit nu poate fi cugetat împreună cu el din veci, nici viac, nici timp, nici ceva din cele ce se petrec în acestea. Dumnezeu e dincolo de toate categoriile măsurabile, adică ar, ar spune e, sfântul Maxim. Căci nu se poate întruni la o altă niciodată ceea ce există propriu-zis și ceea ce nu există în mod propriu. Aspectele filozofice și metafizica cu care, cu care el lucrează trece de multe ori peste cugetările noastre mundane, de fiecare zi. Și de aceea e dificil de pătruns în, în teologia în Sfântului Maxim, însă adâncimile la care ne duce sunt o adevărată reconfortare pentru spiritul nostru. Cunoștințele lucrurilor își au rațiunile proprii, împreunate în mod natural cu ele spre demonstrarea lor. Prin acestea ele primesc în chip natural definiția lor. Dumnezeu însă este creat numai că este pardon, Dumnezeu însă este crezut numai că există pe baza rațiunilor din lucruri. Dar el, celor evla... el dăruiește celor Evlavioși o credință în existența lui, mai întemeiată decât orice demonstrație. Căci credința este o cunoștință adevărată, întemeiată pe principii ce nu pot fi demonstrate ca una ce este temelia tuturor lucrurilor mai presus de minte și de rațiune. Vedeți unde plasează el credința? Credința ne face. Să fim în sfera în care Sfânta treime ă, lucrează. Începutul sau principiul, mijlocul și sfârșitul existențelor este Dumnezeu ca Cel ce le face, dar nu ca Cel ce le pătimește. În același fel, este El în toate celelalte, prin, pe, prin câte îl numim. Dumnezeu nu poate fi în sensul ăsta, judecat ca cel care asupra lui se reflectă aceste lucruri. El este în afara sferei e, lucrurilor. Da? Este început ca făcător, mijloc ca proniator și sfârșit ca cel ce le circumscrie, în cel care se adună toate, zice. Căci din el, zice, și prin el, și spre el sunt toate. Și termină cu acest frumos text din 2 Corinteni, 1 cu 20. Pentru el și prin el sunt toate lucrurile. Toate aceste lucruri ne demonstrează din nou puterea și calibrarea pe care Sfânta Treime o aduce prin ceea ce este. Prin ceea ce face e mai mult decât ceea ce putem gândi noi cu mintea noastră. Ceea ce face este modul în care... Prin ceea ce face Sfânta Trăime, de fapt, noi putem înțelege Existența ei. Existența Sfintei Trăimi și, în speță, a lui Dumnezeu care este Începutul, Principiul Mijlocitor a toate, este El ca Făcător, spune Sfântul Maxim, ca Proniator, deci Cel care Procură pentru noi toate lucrurile și în același timp sfârșit în care toate lucrurile se adună din nou. Haideți să ne adunăm în Sfânta Treime, haideți să ne adunăm în darul credinței, hai să ne adunăm în jurul a ceea ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu, dădător de viață și de har pentru noi toți. Doamne ajută-ne și fii cu noi!